În ultimii ani, numărul beneficiarilor de ajutor social din municipiul Drobeta-Turnu-Severin este într-o continuă scădere. Potrivit legii, toți cei care se încadrează la acest ajutor trebuie să presteze muncă în folosul comunității pentru a-și primi banii. În cazul în care nu se efectuează această muncă la care beneficiarii de ajutor social sunt obligați, atunci ajutorul social se suspendă prin dispoziția conducătorului primăriei municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Vreau să vă spun că toată această muncă prestată de beneficiari de ajutor social este monitorizată, se fac pontaje, se fac verificări și cine nu muncește își pierde ajutorul social până la momentul la care își rea activitatea. Munca pe care o prestează aceștia aparține de domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu-Severin și constă în ecologizarea terenurilor. Din luna septembrie și până la acest moment au fost semnate 12 dispoziții de suspendare a ajutorului social, deoarece beneficiarii nu au efectuat activitățile pentru care erau plătiți.